Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Este ziua contelui de al patrulea conte de sandwich, de fapt. Ce asta au vrut, Caterin? Contele de sandwich? Nu, mă, așa îi spunea, contele, Luca, nu știi? Nu. Deci, sandwich-ul, sandwich-ul se spune că a fost inventat de contele de sandwich. Scotele de John Montagu. Sunt desene animate, ce asta? Nu, mă, nu sunt desene animate. Deci, vicontele de Hinchinbrook, baronul Montagu din St. Neots, lord al amiralității. Face mișto. Pe la 1700, omul era cartofor, îi plăcea foarte mult să... Cartofii. Și pentru că nu voia să ridice de la masa de joc, cerea valetului să-i aducă o felie de carne între două felii de pâine, ca să mănânce la fața locului, știi? Da, e serios, deci asta e istoria. Da, serios. Și ceilalți companionii lui au început să ceară și ei, ca sandwich, ca lordul sandwich, vreau și eu la fel, sandwich, vreau și eu, ca sandwich. Și așa a apărut, se spune, sandwich-ul. Cât de tare. Ăsta un personaj în sine, lord al amiralității, cu niște aventuri extraconjugale foarte suspecte, un corupt, își perțuia toți banii, foarte eficient din punctul de vedere al administrării fondurilor publice, din toate sensurile. Bun, dar astăzi este ziua sandwich-ului, așa se consideră. Și ca atare vă propunem o discuție despre ce ne place nouă. Sandwich. Cu ce și care este cel mai bun sandwich pe care îl știți să-l faceți și să-l mâncați? Dați-ne rețete la 0372069599 sau pe WhatsApp la 0728-3132. Vreți să mai spui ceva? Dacă aveți mesaj audio... Da. De asemenea. Despre sandwich. Deci, practic, domnul... Pardon, contele, că nu... Contele, da. Contele de Montagu, lordul sandwich, a inventat submarinul, el era și lord al amiralității. Adică două felii de pâine cu o felie de carne. Asta este submarinul clasic. Numai că la era cu parizer. Submarinul poate... e în baghetă? Da, nu poate fi numit carne parizerul. Dar, mă rog, la noi am adaptat. Asta zic, că submarinul e obligatoriu în baghetă? În franzelă. Sau franzelă, mă rog. Original, da. Era dar nu în două felii, în felie... Da. Bărbuță, nu știu. Și submarinul, cine l-a inventat? Contele de parizer? Parizer. Pită. Deci nu un franzelă de asta de București tristă, nu știu ce, pită de aia ardelenească, felie groasă, părpălită pe plită, nu un toaster sau nu știu ce, pe plita aia, dacă se poate să fie la foc de lemne, părpălită un pic, frecată cu usturoi, pe deasupra feliuțe de slănină și ceapă roșie, praf de boia. Ăsta este sandwich sau miracol? Îl bați tu sau îl bat eu? Serios. Așa m-am cunoscut eu cu domnul Hădean. La dânsul când, mă rog, era bucătar la o cărciumă în Cluj. Eu asta n-aș înregistra-o la sandwich. Nu e sandwich, nu? Nu, că sandwich-ul că trebuie să aibă și capac. Și capac. Da, adică eu cred că domnul Contele la asta s-a gândit. Sau și-a început. Da. Val de mesaje astăzi de ziua sandwich-ului. Care e sandwich-ul preferat? Dați-ne o rețetă să mai schimbăm impresii. Hai să vedem, fii atent. Cele mai bune sandwich-uri, băieți, sunt cele cu un strat subțire de muștar și multe feliuțe așa mici de slănină sau pâine cu untură, cu roșii și brânză, vegeta. Și cu vegeta? Vegeta. Aici cu vegeta eu am ceva asta împotrivă. Asta era folosit, vegeta era folosit drept condiment pe vremea lui Ceaușescu destul de mult. Se presăra așa ca un fel de sare condimentată, știi? Era singurul condiment. Mă rog, la plic. Da, cam dubios, dar știu că se folosește. Da, bun, mulțumim. Dar nu, cred că în anii 90, nu știu dacă era pe vremea Ceaușescu. Ba da, venea de la sârbi. Știu că acolo se face, la Coprivnița, dar am primit și mesaje scrise, vreo două, cu rețeta asta. Cu vegeta? Cu slănină, ceapă și vegeta. Ți-am deci zis. Era larg răspândit. Erau niște punguțe albastre așa și cu un bucătar. Da, dar încă se folosește, să știu, multe ciorbe le simți tipă vegeta în ele, pe la cârciumi mai răpădite. Neața, băieți, Adi de la Alba Iulia. Cel mai bun sandwich care l-am mâncat până acum ai făcut de soția mea. Omletă cu brânz, cu telemea, roșii și castraveți. Are vreo 400 de grame. Aha. Mersi, zi faină. Pe felia propriu-zisă. Bun. Știi ce fel de... Dar la fel nu fac sandwich, adică nu-i pun capac. Felie de pâine, așa. La fel, pită, pâine cu maia, felie zdravănă, unsă cu un pic de unt semisărat și deasupra ochiuri, dar din ouă de-alea mici de prepeliță.
Aoleu. Da. Deci nu mai poți. Încă nu terminăm emisiunea. Faci un carton? Cum adică faci un carton? Un carton două. Păi câte ouă pui? Două. Doar două? Da, tăticule. Și încă vreau să zici. Cu un pic hai de muștărel. Hai că mai avem. N-am făcut niciodată. Dimineața de la Constanța vă deranjează taximetristul de serviciu. Cel mai bun sandwich care l-am făcut în casă este o felie de pâine prăjită. Da. Cu pastă de măsline, da, blenduite, da, și o felie de roșie deasupra. Este cel mai bun. Este deocamdată cel mai sănătos și ține de foame dacă mănânci 2-3 felii, ține de foame până la 12. O zi bună în continuare. Mersi. Păi mama, măslinele mama. Alea sunt atât de calorice. 10 măsline ți ajung în principiu calorii pe jumătate de zi. Bună dimineața, băieți, Dan de la Cluj. Merge sandwich-ul cu dulceață. Este o anumită cremă de brânză. Merge foarte bine cu șuncă și acasă la aparatul de sandwich-uri. Dar pentru cei care știu, untura de rață, untura cea de rață galbenă, rața fiind forțată să se îngrașe, cu ceapă, cel mai bun. Pe la țară mergea foarte bine, cred că și la școală ne punea mama. Zi frumoasă, zi cu spor tuturor. Aoleu, a mai scris cineva, cu ceapa tocată mărunt să deasupra așa. Da, astea sunt treburi ardelenești, cu untura și cu ceapa tocată mărunt. Am primit un mesaj interesant pentru... Dar păi stai puțin, asta cu untura asta, pe pâine prăjită sau pe pită normală? Asta aici e întrebarea mea. Păi nu, cel mai bine e să o pui pe un pic pe plită, cum ți-a asta făcut și Hădean. Asta și eu, că altfel e prea moale tot acolo. A scris Ștefan, asta e un mesaj important pentru mine și pentru toți iubitorii de pizza cu ananas. Ștefan face sandwich și atent, pe o felie de pâine pune unt, șuncă, peste șuncă o rondea de aia de ananas din conservă. Știi că sunt, se găsesc conserve cu ananas rondele. Așa, o rondelă. Așa. O rondelă sau o rondea? O, mă rog, una din ele. Așa, iar deasupra cașcaval și de la cuptor doar până se topește exact cașcavalul peste ananas, l-a scos și l-a ras. Eu nu înțeleg, trebuie să încerc și eu odată. Dar bravo, Ștefan, mi-ai dat o idee bună. Are treaba azi. Nu m-am gândit. Vă salut, băieți. Adevărat că mi-ați adus aminte despre acum vreo două luni de zile am văzut un sandwich cu parizer la un supermarket, efectiv mi-a plouat în gură. Mi-am cerut chiar două și am mâncat cu acea poftă de mi-am adus aminte de copilărie și de ceea ce ziceți, băi, de submarini. Iar partea cealaltă, un sandwich foarte bun am mâncat la Londra, între două bucăți destul de mari de pâine, era cu un ochi, cu bacon și mai punea diferite lucruri pe acolo în el, nu știu să spun exact, dar foarte, foarte bun. Vă salută, Cristi. Salut, Cristi, mulțumim. Băi, care-i treaba cu parizerul? Știm cu toții cum e făcut, nu prea e așa, gustos. Nu e treabă. Nu e gustos, iar în combinație cu pâine... Dar asta e, care e treaba asta? Dacă e pâinea proaspătă cu parizer, asta e o combinație irezistibilă. Care e nenorocire. Gustă, încearcă. Ce-i cu noi? Eu știu cum să... Bună dimineața, băieți, Răzvan sunt de la Cluj. Acum, dacă e să vorbim de sandwich-uri, cel mai bun ar fi unul cu roast beef, hrean ras, bun, ceapă și castraveciori murați. Bine, dacă îți place direcția asta de gust. Eu mi-am făcut poftă singur, că mi-am amintit de el. Salutare și zi bună! Să trăiești, pune-și niște brânză. Ne plac toate direcțiile, da. Și cel mai sandwich din dimineața asta, părerea mea? Ia! Sandwichul meu preferat este o filiuță de pâine, filiuță? Între două bucăți de ceafă la grătar cu puțin usturoi. Invers! Cătălin vă salută! 120 de kilograme. Mulțumim, Cătălin, mulțumim pentru sandwich-ul cu pâine. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.